Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O dezbatere în această seară despre leu greu, sistemul bancar, introducerea bancnotei de 1 milion, nivelul creditelor și al dobânzilor și nu numai. Invitați în studioul nostru se află domnul Daniel Doianu, analist economic, fost economist șef al Băncii Naționale României și fost ministru, și de asemenea domnul Ilie Șerbănescu, analist economic și tot fost ministru. Un alt invitat, dar de această dată, care se află la sediul Băncii Naționale, pentru că domnia sa de ceva vreme este guvernatorul Băncii Naționale, este domnul Mugurisăescu. Bună seara, domnule guvernator! Bună seara! Ne cerem scuze că vă deranjăm la ora aceasta târzie din bancă. Bănuiesc că în bancă au mai rămas doar aurul și dumneavoastră, lingourile de aur și dumneavoastră, care sunt păstrate în bancă. Cineva trebuie să păzească aurul. Deci ați rămas să le păziți. Intrăm în dialog direct cu dumneavoastră. Ați declarat că bancnota de 1 milion de lei va fi emisă la începutul anului 2004, după care ați revenit și ați anunțat că ea va fi lansată pe piață până înaintea sărbătorilor de iarnă. De ce? Și care sunt considerentele? Două motive. Să facem față plăților. De regulă, luna decembrie înseamnă o cantitate enormă de numerar care este utilizată pentru plățile legate în special de sărbătorile de iarnă, dar și de sfârșitul anului. Și doi, pentru a facilita efectuarea acestor tranzacții. Este mai ușor să faci plăți, mai ales plăți mari, cu o bancnotă mai mare decât cu foarte multe bancnote mici. În legătură cu anunțul legat de începutul anului, acolo cred că a fost o interpretare eronată. Eu am spus că bancnota va apare cândva în perioada următoare. Am înțeles. Dar spuneți-mi, vă rog, cine va fi pe bancnota asta? Că se fac foarte multe speculații în legătură cu personajul, cu cine va fi pe bancnotă. Puteți să ne spuneți măcar atâta lucru ca să putem să... Săptămâna viitoare va apare comunicatul legat de apariția bancnotei și veți afla. Deci nu puteți să ne spuneți până atunci. Nu pot. Nu puteți să ne spuneți, am înțeles. Puteți să ne spuneți în legătură cu aprobarea de către FMI a ultimei revizuiri a contului stand-by cu România, de ce ați spus atunci că este un pas important și asta va însemna și acordarea statutului de economie de piață funcțională de către Uniunea Europeană? Până la urmă s-a dovedit că lucrurile n-au stat chiar așa. Nu, am spus că e un pas important, dar nu este obligatoriu ca după acest pas important să ni se acorde statutul de economie piață funcțională, pentru că cei de la Bruxelles au și alte condiționalități. Deci așa am spus. În România, Europa pare a fi la ea acasă, cel puțin prin produsele fabricate în Uniunea Europeană, care au ajuns să sufoce piața locală într-atât de mult încât guvernatorul Băncii Naționale, Mugurisărescu, a tras un semnal de alarmă. Guvernatorul BNR Mugurisărescu s-a arătat îngrijorat de performanța slabă a economiei, incapabilă să acopere cererea internă și a avertizat asupra unei creșteri exagerate a importurilor. Ce înseamnă asta pentru telespectatorii noștri? Înseamnă mai multe lucruri. Bineînțeles că nu suntem împotriva importurilor, nu suntem împotriva comerțului, dar când tendința importurilor, dinamica lor, depășește cu mult dinamica exporturilor și asistăm la acest lucru cam de 14-16 luni, riscăm să avem un dezechilibru mare în relațiile externe și să trebuiască să punem frână acestor importuri. De asemenea, constatăm că și atunci când cererea internă crește, din păcate, economia românească nu răspunde foarte repede la această cerere suplimentară și prima reacție la un supliment de cerere nu este sporirea producției autohtone, ci creșterea importurilor. Deci undeva apar dezechilibre pe care trebuie să le corectăm. Da. Domnul Deanu vrea să intervină. Vă rog. Da, eu vreau să aduc unele comentarii la cele spuse de domnul guvernator, și anume există o cifră care îndeopște pe plan internațional separă conturile externe care nu prezintă probleme, nu prezintă dificultăți de finanțare și cele care
fac pe bancherii internaționali să ridice sprâncenele. Deci, în general, când te îndrepți către 6% și depășești 6% din produsul intern brut, pui pe gânduri pe cei care te ajută să-ți finanțezi deficitul de cont curent. Noi avem și o experiență destul de păcătoasă. Totdeauna când am depășit un 6,5%, ne-am dus către 7%, am avut mari probleme. Nu numai că am avut mari probleme, dar aceasta s-a întâmplat în circunstanțele în care România nu avea o datorie externă importantă, ceea ce era un paradox și pentru unii era o situație ironică. România nu avea o datorie externă mare, dar ușor ajungea într-o criză de lichiditate. Și atunci trebuia să comprimăm foarte mult cererea internă și consumul și așa mai departe. O a doua calificare care merită să fie făcută este legată de pașii pe care noi dorim să-i facem în direcția apropierii de Uniunea Europeană și finalmente să intrăm în Uniune. Și acest proces presupune și angajamente pe care ni le asumăm și în materie de practică de politică economică, politică monetară, politică de curs, liberalizare de cont curent și chiar o gardă foarte joasă de protecție a economiei naționale. Și domnul Gurisărescu, dar și alte voci autorizate, au subliniat că în condițiile în care ceea ce ne obligă să facem acordurile cu Organizația Mondială a Comerțului, dar și angajamentele pe care ni le-am asumat vis-a-vis de Uniunea Europeană, cam ne lasă neprotejați. Deci dacă oferta noastră internă nu răspunde adecvat, nu se restructurează, nu face față concurenței externe... Acest lucru îl spunea și domnul guvernator. Exact. Vorbea tocmai de faptul că oferta internă este foarte, foarte slabă. Plus că putem ajunge la o dilemă foarte mare legată de faptul că noi dorind să aducem inflația la un nivel cât mai scăzut și practicând și o politică de apreciere în termeni reali a cursului, dacă ceea ce numim câștigurile de productivitate în industria noastră și în general în economie nu reușesc să facă produsele noastre suficient de competitive, se întâmplă ceea ce ne îngrijorează pe mai mulți. Pe unii nu îi îngrijorează suficient. De aici și, dacă vedeți, pozițiile apar diametral opuse. Unii bancheri comerciali care nu sunt atât de îngrijorați cum este Banca Națională. Am înțeles. Da. Eu vreau să-l întreb ceva pe domnul guvernator. Dânsul și-a asumat în ultimul timp de mai multe ori aceste îngrijorări și le-a fundamentat. A vorbit chiar de un moment de cumpănă pentru economia românească. Aceste îngrijorări însă nu sunt interpretate la fel sau nu sunt asumate la fel de alți factori din economie. De pildă, eu nu am sezizat aceste îngrijorări din partea guvernului. Și totuși, poate ar trebui să se dea o explicație diferențieri. Pentru că totuși oamenii... Și care ar fi întrebarea pentru domnul Sărescu? Da, să ne spună care sunt îngrijorările dânsului directe vis-a-vis de această problemă că totuși din partea guvernului nu sunt interpretate, nu sunt asumate aceste îngrijorări. Cred că este nevoie de explicație. Vă rog, domnule guvernator. În primul rând, și guvernul este îngrijorat. Probabil că nu, să spunem, nu totalitatea miniștrilor, pentru că nu toți se ocupă de administrarea economiei. Dar chiar astăzi am vorbit cu primul ministru și cu ministrul de finanțe și cu ministrul economiei și comerțului și îngrijorarea este comună. În al doilea rând, momentul de cumpănă. Momentul de cumpănă l-aș defini pe scurt cam așa. Noi am încercat de câteva ori după 1990 să trecem la o creștere economică bazată în mai mare măsură pe consum intern. Asta ar fi o stare de normalitate pentru economia românească. Dar, din păcate, de fiecare dată când am procedat așa, reacția economiei românești a fost extrem de întârziată
Și tot din păcate s-a ajuns la ceea ce foarte bine a explicat aici Daniel Daianu, la dezechilibre externe majore, îngrijorări pe plan internațional privind soarta României, pierdere de credibilitate, pierdere de rezervă și situații dificile, cum au fost situațiile din anii 98-99 și chiar jumătatea anului 2000. După anul 2000, trei ani de la rând, economia românească a avut creștere ridicată, dar bazată în special pe exporturi. O asemenea creștere economică nu este extrem de populară, pentru că înseamnă eforturi. Dar reușește să păstreze în mare măsură echilibru extern, deci să păstreze dezechilibru extern în limite tolerabile. Trecerea în ultimul an de la creșterea aceasta economică bazată pe export la o creștere economică bazată în mai mare măsură pe consum intern și pe investiții interne riscă să genereze același tip de dezechilibru extern pe care noi l-am cunoscut în câteva rânduri în anii 90. Acesta este momentul de cumpăr. Eu cred că s-au acumulat în economia românească elemente calitative noi, s-au produs restructurări, au apărut investitorii străini și sper din toată inima ca de această dată, chiar dacă creșterea economică se va baza în mai mare măsură pe consum intern și pe investiții, să nu ajungem la un dezechilibru extern major. Sper ca economia românească să răspundă mai repede. Ce ar însemna pentru România acest dezechilibru? Stimulentele cererii interne. Dar nu am încă această siguranță. Sau nu avem încă această siguranță noi la Banca Națională. Și din acest motiv, spun că este un moment de cumpără. Ce va însemna? În sfârșit, un al treilea comentariu și vă asta închei. Vă rog. Întrebarea domnului Șerbănescu este în esență dificilă. Nu e vorba numai de a reacționa, de a spune, domnule, sunt îngrijorat. E vorba și de a acționa. Și în ceea ce privește măsurile de corecție, le discutăm în prezent cu delegația Fondului Monetar Internațional. Ei sunt, să spunem, experți în asemenea probleme. Am ajuns de comun acord cu Ministerul de Finanțe la, să spunem, o suită de măsuri de corecție, nu în totalitate. De exemplu, Fondul Monetar Internațional crede că cererea internă trebuie temperată mai puternic decât credem noi. Noi mizăm, pariem, să spunem așa, pe faptul că de data aceasta economia românească va răspunde pozitiv și ceva mai repede. Să vedem dacă avem dreptate sau nu. Eu vreau să subliniez... Vorbiți mai tare puțin. Vreau să subliniez un aspect care mi se pare că a fost relativ subestimat în analizele publice, și anume creșterea deficitului de cont curent în acest an, cea pe care o vedem pe hârtie și cea care este și anticipată până la finele anului, parțial nu iese din ceea ce pare a fi obișnuit pentru ultimii ani. De ce spun acest lucru? În 2000 și în 2001, deficitul de cont curent s-a situat la aproximativ între 5 și 5,5% din produsul intern brut. Un deficit ușor finanțabil, care nu ne-a creat probleme, în condițiile în care exporturile nete au fost substanțiale și au tras economia. Anul trecut am avut o cădere a deficitului de cont curent. A fost o cifră parțial curioasă, 3,6-3,7. Deci, într-un fel, anul acesta noi ne îndreptăm către deficitele de cont curent din 2000 și 2001. Însă noi depășim acel nivel în acest an. În ultimii doi ani avem și această explozie a creditului neguvernamental, creditului de consum, și aș vrea să menționez că creditul de consum pentru economia românească, care nu a cunoscut acest produs financiar ani de zile, reprezintă o inovație financiară și, în general, în orice sistem bancar,
o inovație financiară introduce incertitudine. Este greu pentru cei care se ocupă de gestionarea riscurilor și la nivel individual de bancă, dar și la nivelul ansamblului, este dificil atunci când o inovație financiară apare. De aceea, precauția băncii centrale, în opinia mea, este întemeiată. Și bancherii comerciali nu trebuie să subestimeze anumite riscuri. Chiar dacă în perioada următorilor 2-3 ani am putea asista la o plafonare a apetitului pentru acest credit. În al doilea rând, este anul 2004, care nu pentru că este an electoral, dar chiar bugetul programat pentru 2004 este ușor expansionist față de bugetul anului acesta. Deci dacă sectorul neguvernamental, creditul va continua cu aceeași intensitate, plus un buget ușor expansionist, atunci există șanse, între ghilimele, ca deficitul de cont curent să crească peste un nivel care este rezonabil. Eu cred că, poate așa pe mai înțelesul oamenilor, da, cred că e un punct important. Se întâmplă niște lucruri noi față de ce s-a întâmplat în ultimii ani, în 2004. Primul rând, e clar că încetează acțiunea celui mai important motor al creșterii economice din ultimii ani, exporturile. Începând de anul viitor, exporturile vor fi tratate cu impozitarea generală din economie și nu privilegiat cum a fost până acum. Deci nu trebuie să mai ne așteptăm că acesta va împinge economia. Și atunci, cum a spus guvernatorul, pe ce ne bazăm? Nu există decât consumul intern, dar consumul intern este, a dovedit că ori de câte ori ne-am bazat pe asta, s-au dus totul în importuri pentru că economia națională, economia reală, nu face față. Uh-huh. Și atunci trebuie să alegem. Deci totul se mută din... De la exporturi? De la exporturi pe consumul intern. Dar dacă vrem să obținem creștere economică, în același timp însă vrem să reducem inflația de la 14-15% cât o fi anul ăsta, la 9%. Asta este un pas îngrozitor de greu. Deci, e cel mai ambițios. Cel mai ambițios. Aici, simpla politică monetară nu poate să facă față. Trebuie să unească politica... Să fie ajutată de politica bugetară. Și atunci este foarte greu să le faci pe amândouă deodată. Asta este problema anului 2004. Este asta problema anului 2004, domnule Isărescu? Da, eu am o singură completare aici. Sunt de acord cu ce au spus colegii și, să spunem, amicii mei. Am o completare care mi se pare importantă și aceasta sună cam așa. Este o chestiune de viteză. Deci, de exemplu, noi nu suntem împotriva creșterii creditului în general, câtuși de puțin. În definitiv, ajungem la normalitate prin această creștere a creditului. Băncile își fac treaba lor. Nu suntem nici împotriva creșterii creditului de consum și acesta este un produs nou. Fundamental, aceste tendințe sunt bune. Avem probleme de viteză. Creșterea aceasta rapidă a creditului, ca să dau acest exemplu, duce la o creștere rapidă a cererii interne, mult prea rapidă, și producția nu are timp să a face producție competitivă, inclusiv pentru piața internă, când importurile sunt libere, când orice român poate să aleagă rapid între un produs competitiv și un produs necompetitiv. Deci a face producție competitivă nu este o chestiune ușoară. Și de aici poziția Băncii Naționale. Suntem, ne asumăm acest risc, este mare, el duce economia românească spre normalitate, dar o creștere mult prea rapidă a cererii interne și, de exemplu, a creditului, riscă să adâncească dezechilibrele externe, să ne forțeze să punem apoi frâne bruște, să frânăm brusc, să zicem, în loc să temperăm creșterea cererii interne și a creditului, în momentul de, să spunem, nu de criză, dar de dificultate apare, să punem o frână foarte bruscă, să pierdem credibilitatea,
Ori pentru ca producția internă, inclusiv din partea investitorilor străini, producția internă care să substituie în mod natural, prin mecanisme de piață, importurile, pentru ca aceasta să apară, investitorii trebuie să aibă credință. Ei trebuie să creadă că pe termen lung cererea crește. Nu avem nevoie de un foc de paie, ca să spun așa. Nu avem nevoie de o creștere extrem de bruscă a cererii interne, a creditului, pentru că apoi să trebuiască să frânăm. Este mult mai bine să aibă loc o creștere de durată, sustenabilă a cererii interne. Președintele Asociației Române... Asta ieri la o clipă, la Banca Națională, acest lucru înseamnă să conduci cu pârghii indirecte economia de piață. Și cred că este un moment de test, de cumpănă și pentru capacitatea autorităților românești de a conduce cu pârghii administrative de piață economia românească, inclusiv într-un an electoral. Cererea de credite va crește într-un ritm exponențial și pe parcursul anului viitor. În special din partea populației. Un prag de saturație urmând să fie atins în 2005-2006, a declarat, cine credeți? Domnul Gheț. Un bancher. Da, președintele Asociației Băncilor. Este o prognoză corectă? Da, dacă nu temperăm prin anumite pârghii această cerere, este o tendință normală. Dar dacă o tendință corectă din punct de vedere fundamental ne creează probleme macroeconomice și ne obligă ca la o mașină să punem frână bruscă, eu spun că nu este bine. Bun. Deci nici sistemul bancar românesc, nici economia românească nu au nevoie de aceste, mai exprim în engleză, stop and go-uri, pentru că așa am fost catalogați pe piața internațională. Că nu știm să conducem cu trebuia mașina aceasta a economiei românești. Accelerăm brusc, după care frânăm brusc. Deci noi trebuie să mergem în condiții de echilibru, să evităm accidentele. Cu o viteză medie. Dezvoltarea economică. Nu avem nevoie de o creștere rapidă până în 2005, pentru că apoi să trească să o frânăm. Ne oprim pentru publicitate, vom continua acea emisiune, vom discuta despre leu greu, pentru că n-am apucat să discutăm, vom discuta și vom întreba domn pe guvernatorul Băncii Naționale ce părere despre aceste fluctuații în ceea ce privește moneda euro și celelalte monede în comparație, dar până atunci publicitate. My father was composer. Our home was full of music and harmony. Living in Sarajevo under the siege, I lost many friends. 9:30 in the morning, there was queue for bread. And huge explosion. That night I don't sleep. I cry. However, next day I decide, okay, I will play for 22 days each day for one of my neighbors. It became soul of Sarajevo. If Smailovic don't play, Sarajevo is dead. Music is healer. Time is as well very strong healer. Whatever your journey, keep walking. Cristi! 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 Stai! Stalinskaya, pentru cei puternici. Câteodată pare atât de departe. Trimițând bani, Western Union o aduce mai aproape. Transfer de bani cu Western Union. Este ca și cum i-ar primi din mâna mea. Ți-ai dorit vreodată ceva foarte frumos, foarte elegant și foarte inteligent? Ei bine, există! La Flanco, Whirlpool îți oferă gama de produse electrocasnice inovatoare, elegante și mai ales inteligente. Alege calitatea Whirlpool prin Flanco, foarte deschis. Acum ai dobândă, comision și avans zero pentru mașina de spălat Whirlpool FL5042. Dau
caută în pachetele Elite două jumătăți care compun imaginea completă a unei case, trimite-le la căsuța poștală 6 Oficiul Poștal 6 București și poți câștiga una din cele două case de 40.000 de dolari fiecare. Găsește jumătatea norocoasă. Bucură-te de viață! Descoperă-ți viața. Noul Volvo XC90. Wembley Dry Gin. Dacă-ți pasă ce bei. Minerală Izvorul Minunilor pe zi pot face minuni pentru sănătatea ta. Izvorul Minunilor Strâna de Vale. Câștigi sănătate! It's DVD RAM! Stand by! Record! Panasonic DVD Recorder holds up to 106 hours on hard disk. Don't just play. Record! Septolete. Când microbii atacă, ripostează. Iau așa, ușor. Nu așa, mă, lasă-mă la punctul mort, așa. I-am fac o trantă. Mă, trage-te, mă! Ce, băi, nu-ți mai ajunge strada? Care e problema, mă? Ce facem, domnule? Ce-ți mașină și două la mașină, domnule? Păi și dacă nu iau, ce o să faci? Gogule, probleme, nu? Pleacă, bre, că e vopseaua, bre, pleacă de aici. E altfel când basculanta e a ta. Participă la promoția Unirea și poți câștiga o basculantă și mii de alte premii. Hai noroc! Hai noroc! Ce zic, dar cu un bietul de la Bogoziu. Rescuva! Tu rescuva? A, tine pe tine tôi tao cũng rõ. Mình bật chai, anh em đông thẳng. Rescuva này cũng rất ngon. Mày hứa với tao ấy nhá. Không được quên nữa ấy. Nghe, 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 nghe. Đấy, đấy. Mày nghe được không? Nghe được không? Tao cũng Rescuva. À, thế thì mày, thế đi. Thế nào, biệt tình hình thế nào? Tình hình mày muốn nào muốn. Ông bà kêu. Tôi kêu. Crescova, vodka, nu glumă. Dacă te abonezi la Zap, ai mobilul Z510 la numai 99 de dolari. Zap, the next generation network. Avertisment: consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, continuăm emisiunea din această seară. Așa cum ați văzut, invitați în studioul nostru, domnii Daniel Dăianu și Ilie Șerbănescu și de la Banca Națională, guvernatorul Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu. Domnule Isai Sărescu, aș vrea să vă... Sunt aici. Sunteți aici. Stați că mai vrea să fac o completare, domnul Șerbănescu, înainte de a trece la discutarea celorlalte teme. Vă rog, domnul. Eu cred că trebuie să existe un consens, trebuie găsit o abordare comună, guvern, Banca Națională, oameni de afaceri și băncile comerciale, pentru că oamenii de afaceri și băncile comerciale au poziții complet diferite în momentul de față, față de aceste probleme. Băncile comerciale au arătat foarte clar în seminarele de ieri și de astăzi că ele vor da în continuare credit, pentru că asta cere piața. Și așa și este într-un fel, dacă stăm să analizăm, pentru că după ce ani și ani de zile s-a cerut băncilor, dom'le, trebuie să finanțați economia reală, ele în sfârșit au ajuns la această chestiune și acum li se pune această problemă să pună stabilă, să pună un căluș acestui fenomen. Deci oamenii de afaceri, trebuie să-i spunem și ei, nu sunt de acord cu ce au luat... Cu ce nu sunt de acord? Nu sunt de acord cu
chestiunea asta de a se mări dobânzile pentru a opri creditul. Tot din aceleași considerente. Ele, sigur, privesc însă în parohia lor. În timp ce parohia națională este că au crescut aceste importuri și nu se poate face față de către țară. Ceea ce băncile comerciale se cuvine să înțeleagă, unii bancheri comerciali înțeleg, pentru că sunt oameni care au gândire strategică și au judecă evoluția economiei în ansamblu. Deci riscul de sistem, riscul pentru economia națională, nu rezultă din însumarea riscurilor percepute la nivel individual. Acest lucru trebuie să se înțeleagă. Și este absolut necesar ca Banca Națională să aibă o colaborare mai bună cu Ministerul de Finanțe, pentru că de unele dintre declarațiile publice nu arată o citire similară a evoluției economiei românești. Haideți să ne oprim puțin, că îl avem la telefon și pe Ministrul Finanțelor, domnul Tănăsescu, care vrea să intervină în discuția dumneavoastră. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, domnule! Vă ascultăm! Bună seara tuturor, în primul rând, și vă mulțumesc că mi-ați dat această șansă să pot interveni în această seară. Aș vrea două comentarii să fac. În primul rând, să-l liniștesc pe domnul Șerbănescu că guvernul este preocupat de această problemă, să știți. Împreună cu Banca Centrală și pe această cale îl asigur și pe domnul Daianu că cooperarea dintre cele două instituții este una dintre cele mai bune. Căutăm în perioada care urmează un mix de soluții pentru a reuși să calmăm această creștere, putem să o spunem chiar îngrijorătoare, a deficitului de cont curent. Pe lângă măsurile pe care Banca Centrală le va lua în săptămânile care urmează, la nivelul guvernului avem în vedere un mix de politici, atât la nivelul bugetului, cât și la nivelul deficitului quasi-fiscal, la nivelul întreprinderilor de stat, pentru a putea calma această creștere a deficitului de cont curent. Ce înseamnă pentru telespectatori, pe înțelesul, deficitul de cont curent? Deci, deficit de cont curent, ca definiție, este o ecuație, de fapt. Ea este egală cu deficitul fiscal, cu deficitul bugetar, plus deficitul sectorului privat. Cu cât crește acest deficit al sectorului privat mai mare, cu atât trebuie să iei măsuri pe linia guvernamentală, deci a cheltuielor publice, să le scazi, ca această sumă a celor două să nu ajungă la o cifră foarte mare, la peste 6-7%. Atunci când această cifră ajunge la nivelul acesta, în general piețele internaționale sunt cele care sesizează și atunci există pericolul ca finanțarea externă de care are nevoie România să capete o anumită formă de îngrijorare în sensul de creșterea dobânzilor, de creștere a percepției despre economia românească și așa mai departe. De aceea acest mix de politici guvernamentale împreună cu Banca Centrală trebuie să conducă la această calmare a contului curent. Chiar astăzi, în discuția avută cu Fondul Monetar Internațional împreună cu primul ministru al României, am decis ca în zilele următoare să avem aceste politici foarte bine definite și să luăm măsurile necesare. Eu vă asigur că împreună cu Banca Centrală putem, în perioada lunilor care urmează, prin setul de măsuri pe care îl vom lua, să calmăm această tendință de creștere a deficitului de cont curent. Totodată, vis-a-vis de aceste intervenții pe această temă, aș vrea să mai punctez un singur lucru, și anume faptul că de data aceasta Banca Centrală, din punctul meu de vedere, a luat măsurile care trebuiau. Chiar dacă băncile comerciale nu sunt foarte fericite cu aceste măsuri, dar ele trebuie luate pentru a menține această stabilitate macroeconomică atât de importantă pentru credibilitatea României. Ce vreau să spun? Că domnul Mihai Tănăsescu a furnizat o serie de informații privind intenția executivului, însă întrebarea dumneavoastră era legată de deficitul quasi-fiscal. Deci deficitul quasi-fiscal reprezintă ineficiența în sectorul public. Deci dacă noi reușim să reducem arieratele, să reducem ineficiența în sectorul public, ne putem permite și deficite publice mai mari, deci deficitele pe hârtie, și putem reduce și deficitul de cont curent. Asta trebuie să facem. Domnule ministru, dacă mai aveți ceva de adăugat. Nu, legat la acest prim subiect la care l-ați ridicat, nu. Sigur, legat de tema acestei emisiuni, de la leu la leu greu, probabil o să mai am posibilitatea să intervin. În cazul în care nu o să mai am această posibilitate, vreau să mai fac o singură remarcă. Și anume faptul că această decizie de a trece la leu greu
a fost o decizie politică în primul rând. Și anume faptul că în perioada lunilor care urmează, guvernul împreună cu Banca Centrală va desena cadrul legislativ pentru introducerea leului greu. De aceea credem că până la în primăvara acestui anului viitor să putem să elaborăm actul normativ care să permită într-un an de zile de la data elaborării actului normativ introducerea leului greu. Introducerea leului greu. Bun, mulțumim. Deci noi estimăm, deci primăvara lui 2005, introducerea acestui leu greu. Bun, domnul mulțumim Sărba. Pentru intervenție, domnul ministru. Bună seara. Domnule Isărescu. Deci, domnul ministru a confirmat ceea ce am spus și eu. Lucrăm la acest program, acest program de menținere a echilibrelor externe. De fapt, deficitul fiscal bugetar este redus. Nu acolo sunt marile probleme. Marile probleme sunt în partea întreprinderilor de stat. Acolo sunt pierderi mari. În terminologia noastră se numește deficit quasi-fiscal și, din păcate, și creditul în expansiunea lui normală firească contribuie la accentuarea deficitului extern. Acum, ca să înțeleagă și lumea, nu vreau să intru în explicații, la noi deficitul de cont curent este în principal dat de deficitul balanței comerciale. Deci e vorba de faptul că exporturile continuă să crească, este foarte bine, dar importurile cresc mult mai repede. Aici este problema. Cu alte cuvinte, nu reușim să aducem pe piața românească suficiente mărfuri românești competitive care să oprească importul masiv. Nu se protejăm piața românească, nu se mai poate, ci pur și simplu să o alimentăm suficient cu mărfuri românești pentru ca acest dezechilibru extern să nu iasă din parametrii normali. Legat de acest proces de trecere la leu greu, mi-am făcut o declarație scurtă, eu o repet, în momentul în care Parlamentul României va scoate legea, nu putem să acționăm de capul nostru, nu putem să acționăm decât în baza unei legi, în 12 luni Banca Națională poate să... Și ce va însemna pentru România leu greu, domnule guvernator? Ce va însemna pentru România leu? Sunt foarte multe întrebări care întreabă. Și ce va fi cu asta? Ce va însemna denominarea? Ce va însemna leu greu pentru cetățeni? Majoritatea întreabă, se va simți și în buzunarul nostru acest lucru sau este doar o cosmetizare economiei, a economiei? Cam asta spun telespectatorii. Nu. Deci, ce nu înseamnă, în primul rând, trecerea la leu greu? Vă rog. Sau denominarea. Nu înseamnă nici sărăcirea, nici îmbogățirea nimănui. Deci, a doua zi după ce are loc acest proces, nimeni nu se va trezi că va fi mai bogat sau va fi mai sărac. Nu are nicio legătură cu reforma monetară din perioada comunistă. Nu are nimic ca confiscativ. Și atunci, într-adevăr, apare, și fac această subliniere pentru că apar multe confuzii. Dom'le, ne îmbogățim, ne sărăcim după acest lucru. Vreau să asigur populația că nu este vorba despre așa ceva. Deci, la al doilea aspect, ce înseamnă? În primul rând, înseamnă ușurarea tranzacțiilor. Tranzacțiilor marfă bani, tranzacțiilor bani și așa mai departe. Poate cineva să spună și ce cu acest lucru. Este un lucru foarte important, pentru că uitați aici la Banca Națională, la doi pași de noi, unde este sistemul de plăți bancare, deci numai sistemul de plăți bancare, se efectuează zilnic 300.000 de operațiuni de plăți. 300.000 de operațiuni de plăți. Aceasta este media. Sunt zile când volumul operațiunilor de plăți se ajunge la 1.000.000, 1.500.000. Deci gândiți-vă că într-un ordin de plată să adaugă 3-4 zerouri în plus, să numără 3-4 zerouri. Înmulțiți cu cele milionul de plăți zilnice și veți realiza ce înseamnă ușurarea plăților. Nu e vorba numai despre asta, este vorba despre faptul că fiecare dintre noi și cei mai înstăriți și cei mai puțin înstăriți facem 3, 4, 5, 6 operațiuni, tranzacții, marfă, bani în fiecare zi. Și toate acestea sunt îngreunate de numărul foarte mare de zerouri. Al doilea lucru foarte important este legat de costuri.
toată lumea spune, doamne, dacă tăiem zerourile din coada leului, ne costă foarte mult. Nu este adevărat. Ne costă foarte mult sistemul actual. Băncile suferă enorm. Dau numai două exemple, pentru că nu vreau să lungesc această discuție. Sistemele lor de computere trebuie adaptate la un, să spunem așa, un șir foarte mare de cifre. Ele sunt obligate, de exemplu, în bilanțuri să țină și virgula și cu banii. Vă dați seama ce programe de softuri, de calculator trebuie să-și adopte. Nu vă mai spun de calculatoarele mici, personale, care de multe ori nu pot să cuprindă numărul mare de cifre care apar datorită acestor zerouri în plus. Și în sfârșit, ca să nu lungesc vorba, e vorba și despre imagine. Este vorba și despre imagine. În Europa, țările care au avut inflație ridicată, ca noi, Polonia, de exemplu, sau Rusia, sau Bulgaria, au trecut de mult la această reducere de zerouri. Mai este o singură țară cu milioane și zeci de milioane, ca să spunem așa, cu bancnote foarte mari, vorba de Turcia, i-a deja anunțat că de la 1 ianuarie 2005 va tăia nu 4-0-uri sau 3-0-uri ca noi, ci 6-0-uri. Nu umblu după cosmetizarea aceasta, dar este și ea importantă, îți dă o anumită încredere. Gândiți-vă că dacă nu o facem acum, nu se mai poate justifica nici când. Nu sunt un avocat de dragul unei cosmetizări, dar trebuie să ne obișnuim ca din momentul 2005, ultimul moment în care se mai poate face, până în momentul, să zicem, 2010-2011, când va fi adoptat euro, să ne obișnuim și cu bancnota de 1 milion, probabil și cu cea de 2 milioane și cu cea de 5 milioane, pentru că nu putem să facem plăți cu o bancnotă de 20 de euro. Românii circulă în Europa și au văzut că acolo au în mână bancnote de 50 de euro, asta înseamnă dintr-o dată 20 de milioane, 2 milioane, 100 de euro, asta înseamnă vreo 4-5 milioane, la cursul actual, sunt și bancnote de 200 de euro, deci înseamnă 10 milioane, și de 500 de euro, deci înseamnă vreo 20 de milioane. Nu o să ajungem noi, nu e nevoie, economia românească nu are nevoie de o bancnotă echivalentă cu 500 de euro, dar are nevoie de o bancnotă... Trebuie să ne așteptăm și la bancnota de 5 milioane? Nu v-am spus asta, vedeți câtă emoție este în toată chestia. Dar dacă noi nu tăiem zerourile, nu o să rămânem cu bancnota cea mai mare. O altă întrebare, fiind... da. O altă întrebare pe care o pun telespectatorii, de ce mai e nevoie de introducerea pe piața bancnotei de 1 milion dacă se va trece la leu greu în 2005? V-am răspuns, pentru că nu putem să facem față plăților în vârfurile de sezon. Bun, deci acesta ar fi răspunsul. Și sunt trei vârfuri de sezon. Este această perioadă dinaintea Crăciunului, în perioada Paștelui și înainte de plecarea în concedii. Deci economia românească, societatea românească încă folosește mult numerarul. Chiar operațiunile electronice sunt făcute cu mare dificultate de băncile comerciale. Realizăm cât de complicate sunt cele care folosesc numerarul. Însă aș vrea totuși să subliniez un aspect. Deci economia României funcționează cu garda joasă. De nu mai avem protecție tarifară. Vă întorceți la prima... Mă întorc pentru că aceste necazuri le vom purta în cârcă în anii ce vin și noi vrem să intrăm în Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să găsim acea combinație, domnul Tănăsescu spunea mix, acea combinație de instrumente de politică economică, politică monetară, politică de curs, politică bugetară, disciplină financiară, politică industrială, pentru că nu trebuie să fim fundamentaliști. Deci tot ceea ce actul guvernamental poate să vină în sprijinul producătorilor autohtoni și în mediul rural. Vă promit că o să mai discutăm despre tema asta cu altă ocazie, pentru că e foarte greu și prin transmisie la Banca Națională să facem o dezbatere pe tema asta. Vă promit că o să facem. Haideți că au rămas câteva puncte importante pe care telespectatorii vor să le afle și întrebările vin tocmai în ideea asta. Domnule guvernator, ce se întâmplă cu euro? Ce se întâmplă cu dolarul? Care va fi raportul între cele două monede? Ce se întâmplă cu leu în raport cu aceste monede, cu aceste valute? Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla cu ele? Sunt întrebări firești pe care le spun telespectatorii. În ce să țină economiile? În valută, în euro, în dolar sau în leu? Iată, v-am pus 10 întrebări dintr-o dată, dar vă rog să răspundeți. Dacă pot, sunt și multe întrebări și vă rog. Deosebit de grele. Iar cele legate de prognoze, ați observat că de regulă mă feresc să le fac, nu
nu-mi permite statutul, să spunem. Probabil colegii mei vor încerca să spună mai mult. Unu, legat de raportul euro-dolar, aproape nimeni nu poate să facă o prognoză clară. Eu cred că singura, nu certitudine, dar singurul lucru mai clar pe care putem să-l spunem este că aici funcționează o teorie a pendulului. Nu uitați că euro când a plecat la drum a plecat de la 1,17 dolari, acum vreo 4-5 ani. A coborât la 82 și acum a ajuns din nou la 1,19. De aici încolo este foarte greu de spus. Dacă se va duce spre 1,25, un coleg de-al nostru banchier spunea ieri la seminarul de la Banca Națională că el nu ar fi surprins de un nivel de 1,35, pledează în acest sens deficitele bugetare și mai ales deficitele externe mari ale Statelor Unite. Împotriva unei asemenea prognoze ar acționa însă faptul că economia americană se revigorează, spre deosebire de economia europeană, care pare să fie mai stagnantă, dar eu cred că nimeni nu poate să spună cu certitudine care va fi mâine, peste o săptămână, peste un an, raportul euro-dolar. Și noi nu trebuie să mizăm pe asta. Noi știm că intrăm în Europa, acesta este drumul nostru și din acest punct de vedere ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre euro. Și Banca Națională a anunțat deja că, începând de anul următor, ne vom ghita nu în proporție de 60% euro, 40% dolari, ci în proporție de 70-75% euro, 25-30% dolar. Referitor la raportul leului față de dolar și față de euro, noi ne batem aici și o spun încă o dată cu toată fermitatea, obiectivul nostru principal este reducerea inflației la 9%, știu că este greu, Ilie Șerbănescu a punctat foarte bine acest lucru, este mult mai greu să reduci inflația de la 14% la 9% decât să o reduci de la 30% la 15%, dar aceasta este sarcina băncii centrale. Iar pentru atingerea acestui obiectiv și legat de atingerea acestui obiectiv, deprecierea leului atât față de euro cât și față de dolar va fi mai mică. Dar ea va fi în continuare în condițiile în care ne uităm și la euro, în mai mare măsură, și la dolar. Deci dacă există fluctuații între euro și dolar, noi le, să spunem, temperăm prin utilizarea acestui coș valutar. Este o chestiune tehnică, nici nu încerc să explic mai mult, iarăși poate colegii mei vor găsi exprimări mai fericite. Și în sfârșit, ultima chestiune, în ce ne ținem economisirile? De aici, de la Banca Națională, nu pot să spun decât sau să adresez acest îndemn în lei. Pentru că avem această grijă ca economisirile în lei să aibă o dobândă bună. Dar tot de aici, de la Banca Națională, putem să spunem în felul următor, că în funcție de tipul de cheltuiel pe care îl are fiecare, că este cetățean, că este corporație, că este întreprindere, unele economisiri pot să fie ținute și în moneda în care au loc tranzacțiile. De exemplu, exportatorii categoric, că sunt parte din economisirile lor în moneda în care fac tranzacții. 70% din comerțul exterior, din exporturile românesc merg spre Uniunea Europeană, se derulează în euro și am constatat, fără să învățăm noi, este un proces firesc, că economisirile în euro tind spre această cifră. Mulțumesc, ne oprim pentru ultima dată în această seară. Difuzăm publicitatea, după care ne vom întoarce în studio. Secretul unei cafele perfecte constă în selectarea celor mai proaspete boabe. Aroma lor proaspătă și gustul savuros sunt sursa mea de inspirație. Cibo dăruiește cei mai buni. Băi, băi la verde! Da, ce vrei? Crescova! Nu știu! Tatu, Crescova! Viața e o junglă! Crescova, Crescova, Crescova! Părerea mea, eu cred că da! Crescova. Vodka, nu glumă.
comunității sau când cei dragi îți onorează casa. Să fie vin, să fie vin Pietroasa. Un chimist și un mafiot, adică Samuel L. Jackson și Robert Carlyle, sunt ingredientele filmului Formula 51, prezentat de New Films în cinematografe din 28 noiembrie. Produsele de la Flanco nu doar aduc o mașină, ele chiar îți aduc o mașină. Poți câștiga unul din automobilele Fiat Albea oferite săptămânal, cumpărând de la Flanco un televizor Panasonic cu ecran plat sau orice alt produs Panasonic între 3 noiembrie și 31 decembrie. Flanco. Foarte deschis. Pentru a înțelege cu adevărat de ce ai nevoie, noi la Allianz privim lucrurile din cea mai importantă perspectivă, a ta. Știu bine de ce fac acest lucru. Libertatea mea de mișcare. E mică, dar e a noastră. Allianz este partenerul care înțelege cu adevărat de ce ai nevoie. De aceea îți putem oferi tipurile de asigurare care ți se potrivesc cel mai bine. Așa facem în peste 70 de țări. Așa facem și în România. Caută în pachetele Elite două jumătăți care compun imaginea completă a unei canapele și o câștigi pe loc. Relaxare plăcută. Găsește jumătatea norocoasă. Descoperă secretele amenajărilor cu misiunea Casa. Calitatea execuțiilor, atenția la detalii, confortul și relaxarea, pasiunea pentru frumos. Toate acestea alături de liderii și meseriașii din domeniul amenajărilor. Misiunea Casa, secretul amenajărilor de calitate. În fiecare duminică, numai la Antena 1. Fiecare picătură din această sticlă de Bex este A. obținută numai din ingrediente naturale, B. produsă cu precizie germană, C. perfect rotundă pentru mai multă savoare. Tu alegi. Cheia e la tine. Mergeam la toaletă foarte des, până când am aflat că problema mea poate fi creșterea în volum a prostatei. Tratamentul cu o capsulă de Prostamol 1 zilnic mi-a îmbunătățit viața. Prostamol 1. Pentru o viață liniștită. I just like to say thank you from all us guys at Special Effects Studio for watching our work in the best possible way on Sony Vega Theater System. Yeah, thanks. We really, really appreciate it. Veselie. Canalul de știri face ce face și provoacă râsul. În fiecare duminică ai comedie de agenție și invitați de invitați. Mamma mia! Canalul de știri cu Scad și Trofin. Duminică de la 9 seara. Și decât pe fugă să mâncăm, mai bine Knorr muștar să adăugăm. Așa ajungi să te bucuri tu și prietenii tăi de o masă copioasă. Knorr muștar, mănânci într-o veselie. Angelii. Atracție fatală. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, domnule guvernator, am văzut că monitorizați spoturile publicitare și ați găsit doar un produs român. Da, 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 da.
Le-am numărat și am constatat, apropo de discuția noastră, că numai două produse românești, apa și vinul de pietroasele. Și aștepta să fie și vinul de Drăgășani, bănuiesc. Aștepta să fie și vinul de Drăgășani. Da, categoric. Va fi și vinul și de ce credeți că sunt atât de puține produse românești, domnule guvernator? Cred că o întrebare la care e bine să răspundă mai mulți. Păi răspundeți dumneavoastră primul. Mă abțin acum. Vă abțineți. Știu că n-aveți timp. O ultimă, pentru dumneavoastră ne facem timp, dacă totuși ați vrea să răspundeți. O ultimă întrebare. Am înțeles că vă întoarceți în politică. Nu excludeți acest lucru, nu? Ca a doua opțiune. Și prima care ar fi? Și numai după terminarea mandatului. Păi când, care ar fi prima opțiune după terminarea mandatului? Că la anul se tot sistemul bancar. La anul expiră mandatul dumneavoastră, din câte știm, nu? În 2004. În decembrie, da. În decembrie 2004. Și prima opțiune, tot în sistemul bancar, și a doua ar putea fi politica, nu? Nu se exclude una pe cealaltă sau sunt posibile amândouă? Se cam exclude. De ce? Dacă sunteți președinte la o bancă, puteți să intrați și în politică la o bancă privată, nu? Da. Într-un fel, dar președinte executiv și politician în același timp activ, nu prea. Deci sigur? Nu prea merg. Sigur? Sigur. Și când ne veți anunța dacă veți reintra în politică sau veți merge la o bancă? Mă forța să fac un scurt comentariu. Vă rog. De ce spuneți a reintra în politică? Pentru că acum fost când... prim-ministru. Acum când sunteți... În singur an. Păi nu, ați fost și candidat la președinție și candidat la președinție înseamnă să faci politică până la urmă. Da, dar independentă. Știți că nu puteți să ajungeți președinte României fără să faceți politică, adică ar fi culmea. Bun, spuneți-ne când veți hotărâ. După terminarea mandatului. În decembrie, păi se vor fi terminat alegerile de mult atunci, domnule guvernator. A, categorie, nu, pentru anul următor n-am nicio intenție. A, n-aveți nicio intenție. Bun, vă mulțumesc. Am o singură intenție, nu mai intenție, să rămân, să-mi termin mandatul și să aducem inflația la o singură cifră. Am înțeles. Bun, vă mulțumim pentru participarea în această seară, domnule guvernator, și să data viitoare să sperăm că o să avem o discuție mai consistentă și o vom face în studio. Vă mulțumesc mult pentru participare. Bună seara. Și eu vă mulțumesc. De ce nu sunt produse românești? Ultima întrebare. Sunt multe de spus. Eu ce vreau să subliniez este să deschidem ochii, să ne uităm în jur și casele onorate, o foarte onorabile, casele mari, folosesc toate mijloacele disponibile, legale, mai puțin ortodoxe, pentru a-și proteja producția. Uitați-vă ce fac unii care își protejează producția de oțel, producția de textile, producția subvențiile pentru agricultură. Sigur, noi suntem... Păi noi n-avem sau nu ne protejăm? Nu înțeleg. Nu întâmplător, eu spun că noi suntem cu garda joasă și nici nu știm uneori să protejăm folosind mijloace legale, care ne sunt De ce n-avem producție internă? Producția internă, în primul rând că producția internă nu se poate realiza peste noapte. Ea presupune un efort investițional de lungă durată. Eu aici îmbrățișez multe din doleanțele cercurilor de afaceri autohtone. Trebuie ca statul, cu aceste mijloace precare în momentul de față, să găsească formulele cele mai inteligente pentru a ajuta clasa autohtonă de afaceriști. Nu știm să implicăm capitalul, nu știm să sprijinim agricultura. Se vând produse românești care există? Nu înțeleg. Se vând produsele românești Produsele românești care nu se vând vor dispare. Deci n-au cum să supraviețuiască. Nu, dar se spune românești. Că prima parte a discuției s-a vorbit foarte mult de creșterea îngrijorătoare a importurilor. Da.
Și mă întrebam, în timp ce discutați și comentați acest lucru, în ce măsură există o producție internă și dacă ea se vinde. Există producție internă. Dacă ea se vinde, că poate nu se vinde. Uneori se vinde, uneori se vinde la prețuri foarte scăzute pentru că nu este. Cea care nu va fi competitivă va dispărea, spuneți, da? Așa este. Iar din păcate România a ajuns să importe, are importuri nete foarte mari de produse agroalimentare. Deci noi nu mai suntem capabili să satisfacem piața internă cu producția autohtonă. Băncile comerciale refuză cu obstinație să se implice. Riscurile, într-adevăr, sunt foarte mari. Avem nevoie de entități financiare specializate pentru modernizarea rurală, pentru ajutarea producției agricole. Mulțumesc, domnule Șerbănescu. Aceeași întrebare. De ce nu sunt? Și legat de acest deficit. Pe cele care le-am avut, foarte multe au fost necompetitive, s-au pierdut, și pe cele competitive ne-am comportat foarte urât cu ele, în sensul că poate chiar le-am ajutat să dispară în loc să le ajutăm să rămână. Cred că dacă nu ajutăm capitalul autohton, nu o să reușim. Și lucrurile vor fi din ce în ce mai grele în economie, pentru că atâta timp cât a fost inflație, s-au astupat cu inflația. Acum, pe măsură ce inflația scade, tot noroiul iese la suprafață și va fi foarte greu. Dar nu se va mai putea să mai existe atâtea pierderi în economie care apasă asupra întregii economii și asupra nivelului de trai al populației. Și, repet, dacă nu ajutăm pe cei care sunt și s-au apucat să facă producție, nu cred că vom reuși. Și nici veniturile oamenilor nu vor crește producând numai mobilă, confecții? Cu mijloace legale. Sunt, din păcate, trebuie să ne oprim. Sunt lucruri, numai atâta trebuie să spun, că nouă ni se cere, de fapt, acum să fim mai liberaliști decât toți au fost în istoria lor. Dar trebuie să ne descurcăm în aceste restricții, că ne-am asumat acestea și față de Uniunea Europeană și față de Fondul Monetar Internațional. Trebuie să mergem pe linia respectării regulilor jocului, da, care sunt cele de acum. Bun. Mulțumesc. Din păcate nu mai avem timp. Trebuie să punem punct emisiunii noastre. Ne vedem din nou mâine seară la orele 22. Până atunci vă spun, ca de obicei, țineți aproape. Ne dați și nouă mingea!